Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, este ora 12, este fix și prin urmare începem cu titlurile orei. Situație îngrijorătoare în țară, unde tot mai mulți români regretă comunismul. Aproape 50% dintre subiecți cred că regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România, procentul fiind mai mare decât în urmă cu 10 ani, conform unui sondaj realizat de Inscop la comandanews.ro. De asemenea, peste 46% dintre români cred că înainte de 1989 se trăia mai bine comparativ cu situația din prezent. În opinia 48% dintre respondenți, regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru țara noastră, în timp ce 42% sunt de părere contrară. Rata anuală a inflației a scăzut în luna noiembrie la 6,7%, de la puțin peste 8% în octombrie, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Mărfurile alimentare s-au scumpit însă în continuare cu 6,8% în noiembrie 2023 față de noiembrie 2022. Mărfurile nealimentare cu mai mult de 5%, iar serviciile cu peste 11%. Dintre mărfurile alimentare, cel mai mult s-au scumpit berea și peștele proaspăt, ambele cu peste 16%. Dintre mărfurile nealimentare, cel mai mult s-au scumpit detergenții cu 23,6%. Energia electrică însă s-a ieftinit cu 11,5% în noiembrie 2023 față de noiembrie 2022. Ministerul Finanțelor a pregătit pentru astăzi două emisiuni de obligațiuni în euro pe piața internă. Tot astăzi statul le plătește băncilor și altor investitori mari 2,18 miliarde de euro la scadența unui împrumut, tot intern, prin bonduri în euro, contractat în decembrie 2018, conform datelor profit.ro. Astfel, finanțele speră să ia înapoi cu împrumut cât mai mult din suma pe care o plătesc, iar datoria respectivă să fie, în fapt, rostogolită mai departe. Președintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat marți seară că extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toți. Întrebat dacă Partidul Național Liberal va face vreo alianță sau coaliție cu AUR, liderul formațiunii a afirmat sub nicio formă. Unul dintre cei mai periculoși prădători sexuali din România a fost adus în această noapte în țară pentru a-și executa pedeapsa. Alături de el au fost aduși încă 4 fugari, anunță ministrul Justiției Alina Gorghiu. Președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden a declarat marți la Casa Albă în conferință de presă comună cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky că președintele rus Vladimir Putin se bazează pe faptul că SUA nu vor oferi sprijin Ucrainei, relatează CNN. Biden a anunțat un nou pachet de ajutor militar în valoare de 200 de milioane dolari pentru Ucraina. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis: tot ce am discutat astăzi ne va ajuta în anul 2024. 50 de parlamentari de opoziție din Georgia s-au adresat NATO și statelor membre ale Uniunii Europene, cerând o poziție unitară în fața planului Rusiei de a stabili o bază navală permanentă în zona separatistă a Georgiei, potrivit BBC. Continuăm cu sport. Ultimele meciuri ale anului din UEFA Champions League se văd în direct pe canalele Prima Sport miercuri, începând cu ora 19:45. Partidele pot fi urmărite și pe site-ul primasport.ro în format videotext, unde vor putea fi văzute toate fazele importante din meciuri, scrie primasport.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi valabilă până joi la prânz în 14 județe din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, unde se vor acumula cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat. În Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali este în vigoare un cod portocaliu de precipitații. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13 grade. Discutăm, doamnelor, domnilor, despre noua lege a salarizării și cum este întâmpinat noua lege a salarizării. Vedem tot mai multe categorii de bugetari care protestează, mai ales după anunțul guvernului în contextul bugetului pe 2024 privind majorări salariale de doar 5%, spun protestatarii. De exemplu, în sănătate, sindicatul TESA protesta ieri și spunea că ar vrea o
majorare cu 25%. Am văzut și proteste ale polițiștilor, angajați ai INS, DSP și nu numai, și medicii de familie spun că nu vor mai acorda rețete. Practic, sistemul de sănătate se confruntă cu noi crize și sistemul bugetar în mare parte. O să discutăm pe aceste teme și pe noua lege a salarizării, pentru că ne întrebăm când va fi gata și ce va conține aceasta, până la urmă ce majorări vor exista odată cu noua lege a salarizării. De exemplu, în cazul profesorilor, li s-a promis acel 40%, vor primi 13% la începutul anului, iar prin luna iunie încă 7%, o majorare de 20%, despre care spune premierul Marcel Ciolacu este mai mult decât respectoasă. Bineînțeles, profesorii sunt nemulțumiți de aceste cifre. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Credeți că sunt justificate protestele sindicaliștilor din sănătate? Așteptăm răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727-222-244. Îl vedeți în permanență afișat pe ecran. Ne întoarcem la dezbatere după o scurtă pauză. Am întors în direct, doamnelor, domnilor, vă prezint invitații de la această oră din partea USR, Diana Stoica. Mulțumesc, doamna Stoica, că ați acceptat invitația. Bun, și din partea Partidului Social Democrat, Bogdan Balanescu, secretar de stat din partea Partidului Social Democrat. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua și bine v-am găsit. Domnule Balanescu, în așteptarea noii legi a salarizării, sau, mă rog, noua lege a salarizării, să spunem așa, e așteptată cu proteste, se pare. Sunt tot mai multe categorii de bugetari care protestează, polițiști, angajați ai INS, angajați din sănătate, au fost anunțate tot felul de greve în ultima perioadă, medicii de familie amenință că nu mai dau rețete, angajații din DSP de asemenea amenință cu grevă generală. Sistemul public de sănătate pare lovit de o nouă criză, legată, bineînțeles, tot așa de salarii. Lucrurile s-au acutizat după ce guvernul a anunțat cu privire la bugetul pe 2024 că sunt prevăzute creșteri salariale de 5%. Și spun angajații din sănătate, de exemplu, că e prea puțin. De exemplu, sindicatul TESA din sănătate, care a protestat în fața Ministerului Sănătății, ar vrea o creștere de 25%. De partea cealaltă, e și situația asta incertă cu profesorii. Nu știm cum vor primi neapărat vestea asta legată că nu vor primi cât au cerut. Vă rog, cum vedeți toată situația asta tensionată? Uitați, dacă discutăm de sistemul de sănătate, ultima creștere salarială semnificativă realizată în sistemul de sănătate în România a fost tot în timpul guvernării PSD, guvernarea anterioară, când știm foarte bine că au fost creșteri salariale semnificative, mai ales pentru medici. Și a fost o măsură bună, pentru că nu știm cu toții, apoi am trecut prin acea perioadă de pandemie și am reușit să avem medici în țară. Din această perspectivă. Este clar că trebuie crescute salariile în mai multe sectoare de activitate, pentru că, din păcate, de la acel moment până astăzi, indiferent de ce partid sau coaliție de guvernare a gestionat aceste chestiuni, n-au fost făcute creșteri salariale peste tot. Și o să vă dau un singur exemplu. Chiar acum, cred că vreo 3 săptămâni în urmă, am avut o întâlnire la Iași în calitate de președinte al organizației municipale cu reprezentanți de la Casa de Pensii. Și povesteam cu doamnele care au venit la acea discuție, au solicitat ele acea discuție, apropo de componenta de salarizare. Și spuneau că din 2018, că am întrebat de când există, că sunt discrepanțe, sunt inechități în sistemul public, în ceea ce privește salariul. Și întrebam de cât timp există aceste chestiuni. Păi din 2018, când a fost ultima decizie, nu s-a mai întâmplat nimic, iar falia și inechitățile din sistem au crescut pe parcursul anilor. Ei, astăzi suntem într-un moment în care
aceste chestiuni, vedem că sunt aduse în față de oamenii care sunt angajați în sistemul public și, din punctul meu de vedere, într-un mod cât se poate de pertinent, pentru că sunt multe sectoare unde nu s-a intervenit pe partea de salarii, indiferent de cât a fost inflația, care au fost condițiile economice, și oamenii vin și își cer aceste, pe de o parte, drepturi, pe de altă parte își manifestă nevoile pe care le-au. Din această perspectivă știm foarte bine, dacă e să discutăm de partea de profesori și de ceea ce a fost protestul din primăvară-vară, au fost făcute niște promisiuni și niște angajamente, o parte dintre ele au fost respectate, iar pe parcursul anului 2024 profesorii vor avea două rânduri de creștere salarială. Și cu siguranță așa se va întâmpla și în celelalte sectoare de activitate. Lucrurile trebuie luate pragmatic, trebuie luate rând pe rând, discutate, există toată deschiderea din punctul acesta de vedere, astfel încât să se găsească soluțiile și să putem să avem oameni care să fie plătiți, să zicem, echitabil și corect. În egală măsură se lucrează pe legea salarizării unitare și în momentul când va fi gata, cu siguranță și această lege va elimina o bună parte din echități și va regla aceste chestiuni în sistemul public, la fel cum și legea pensiilor. Uitați că pe parcursul anului 2024 va elimina acele grave inechități care există în sistemul de pensii, în ceea ce înseamnă plățile drepturilor pe care seniorii noștri le-au câștigat. Bun, o singură mențiune însă legat de profesori. Într-adevăr, poate au primit niște promisiuni pe anul viitor, însă creșterea de anul viitor era de 40% la începutul anului, în ianuarie 2024. În schimb, vor primi undeva la 13%, o creștere care, să fim serioși, nu e, n-o putem numi neapărat nici indexare cu inflația, pentru că inflația în ultima perioadă a erodat mai mult de 13% veniturile, nu doar ale profesorilor, ci tuturor românilor. Și în luna iunie 7%, oricum le-ai adunat, nu dau acel 40%. Dacă e să discutăm de componenta de inflație, uitați că am reușit să reducem inflația de la 16,8, cât era la finalul anului trecut, și știm cu toții de ce am ajuns în acel prag de inflație atât de ridicată. Angajamentele și prognozele noastre ca și act de guvernare la finalul anului trecut erau că la finalul anului 2023 vom ajunge la o inflație de o cifră și uitați că am reușit să scădem inflația la 9 și ceva la 100 mai devreme cu un trimestru. Deci din acest punct de vedere, dacă ne raportăm strict la inflație, măsurile pe care actuala coaliție de guvernare le-a luat au început să producă efecte. Acum, discutând de componenta de salarizare în sistemul de educație, știm foarte bine că, la fel, așa cum am explicat și mai devreme, sunt lucruri care au fost lăsate deoparte, inclusiv de guvernările trecute. În timpul guvernării trecute PNL-USR, în sistemul de educație nu a fost nicio creștere salarială și astăzi e normal că profesorii vin și resimt aceste chestiuni, mai ales după condițiile economice prin care am trecut cu toții, și avem din această perspectivă angajamentul guvernului să reușim să creștem aceste salarii în sistemul de educație, cu procentele și cu datele care au fost comunicate. Cu siguranță, în momentul în care se poate și mai mult, aceste lucruri se vor întâmpla. În egală măsură, uitați-vă că dacă discutăm la nivelul Ministerului Educației și la ceea ce înseamnă sector de educație, astăzi în România avem cel mai mare buget pentru educație de la Revoluție încoace. Și discutăm de o mărire a bugetului educației cu 61% în 2024, lucru pe care nicio guvernare până în acest moment nu l-a făcut. Și e important, pentru că dacă discutăm de componenta de educație, este important ca să mergem pe de o parte și cu partea de investiție, dar pe de altă parte și cu partea de salarizare pentru cei care au ales această meserie în zona vocațională. Și apoi o să vedem încet în anii care urmează și efectele pozitive a acestor chestii. Nu vreau să spun că
greu, că există o grea moștenire sau alte chestiuni și evit acest lucru, dar vreau ca lucrurile să fie cât se poate de pragmatic prezentate și cât se poate de rațional. Avem o guvernare care și asumă actul de guvernare și asumă problemele care sunt în momentul acesta, indiferent care a fost cauzalitatea lor sau de cât timp există aceste chestiuni, și uitați că pas cu pas, în măsura în care există posibilitățile, intervenim și rezolvăm aceste chestiuni. Da, bine, acum dacă tot nu face parte neapărat din subiectul discuției, dar dacă tot am deschis partea asta legată de inflație, ne uităm pe cifre. Totuși, România are a doua cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, după Ungaria. Da, și repet, trebuie să ne uităm de unde am pornit și unde am ajuns. Da. Și restul Uniunii Europene a pornit de la o inflație ridicată. Adică... Păi dați-mi dumneavoastră exemple de țări care au avut inflație de 16,8% și astăzi, după un an de zile, după 12 luni în care s-a guvernat, vedem că avem o scădere atât de puternică. Dacă dumneavoastră știți un exemplu, vă rog să-l împărtășiți. Bun, doamna Stoica, o să mă uit bine pe cifre și o să vă răspund la întrebare. A fost inflație ridicată, bineînțeles, în mai multe state, poate nu o scădere la fel de mare, însă România... Despre asta discut și cred că este un lucru de luat în considerare. Știți cum este ca atunci când pornești într-o cursă de alergare de 400 de metri? Dacă toți pornesc de pe aceeași linie, atunci putem face această comparație. Dar dacă unii pornesc cu câțiva pași mai în față, atunci trebuie inclusiv această chestiune să o luăm în calcul. Iar reperul cel mai bun din această perspectivă este cu cât a scăzut inflația. Discutăm de aproximativ 7 puncte procentuale și ceva în 12 luni de zile, ca urmare a măsurilor de guvernare luate. Bun, doamna Stoica, vă rog, pornisem de la Mi-ați și mie câteva comentarii, pentru sigur. Că domnul Banac a abordat foarte multe subiecte. În primul rând, da, inflația este 6%, dar tot INSE-ul vine și ne spune că prețurile au crescut în ultima lună cu 11%. Asta în primul rând. În al doilea rând, ar fi chiar curmea tupeului ca PSD sau PNL, care au fost la guvernare 90% din ultimii 33 de ani, să vină să acuze greaua moștenire, pentru că practic s-ar acuza tot pe ei. 20 de ani din acești 30 ceva de ani, PSD a avut Ministerul Educației. Deci este exclus să veniți vreodată să puteți dați vina pe USR, care n-a avut o zi Ministrul Educației, de tragedia pe care o vedem cu toții în cifre statistici la nivel european, în ceea ce analfabetismul funcțional. Nu mă întrerupeți, că v-am ascultat aproape 10 minute. Deci analfabetismul funcțional, rata de abandon școlar, sărăcia, da? Deci sunt copii care se culcă flămânzi în fiecare noapte și vă rog frumos să nu mai dați vina vreo clipă pentru cele 7 luni de guvernare PNL. Dumneavoastră m-ați ascultat când am spus că nu vreau să invoc greaua moștenire. Ați făcut corect și la obiect. Nu vreți să tălmăciți cuvintele, vă rog frumos, că v-am ascultat, nu v-am întrerupt odată, deși mi-a venit să vă întreb de multe ori. Vă întrerup pentru că spuneți un neadevăr. Și dumneavoastră spus. Haideți, vă rog, să vorbim pe rând, pentru că nu se înțelege. Doamna Stoica, vă rog să continuați și vă dau dreptul la replică, domnule Balanișcu, vă rog. Ceea ce privește situația absolut tragică în care se află sistemul de sănătate, pentru că aici nu vorbim de niște medici de familie care vin acum să ceară salarii mai mari. Vorbim de medici de familie care nu și-au plătit banii pentru serviciile prestate în luna octombrie și noiembrie. Sunt unii care au primit parțial pe octombrie. Deci faptul că avem o Casă Națională de Asigurări care a solicitat 7 miliarde și a primit 4 miliarde înseamnă ceea ce vedem astăzi. Faptul că medicii nu mai au bani de facturi, ei au salarii la rândul lor pe care trebuie să le plătească, pe care nu vor mai putea să le plătească, nu s-a suspendat sau nu s-a achitat parțial, așa cum s-a făcut de către casă în anumite județe, plata către nu știu, ceilalți colaboratori pe care medicii de familie iau. Spunem în țara asta că noi vrem să întărim asistența medicală primară, dar vedem o bătaie de joc la adresa medicilor de familie în permanență. Deci mie mi se pare efectiv jenant ca acești oameni care totuși lucrează cu bătrâni, cu gravide, da? Cu copii, sunt primul om la care aceste familii, aceste persoane cele mai vulnerabile, dacă vreți, apelează înainte de a intra pe tot circuitul din sistem medical, ca acești oameni să nu-și mai poată efectiv desfășura activitatea, pentru că nu s-a făcut rectificarea bugetară la timp și nu s-au acordat sumele necesare pentru ca programele pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le desfășoară să fie achitate integral. De asta vedem situația pe care o avem cu medicii de familie. Deci nu e ca amenințe ei că nu mai vor să dea rețete. Oamenii pur și simplu nu-și mai pot desfășura
activitatea pentru că nu mai au bani. Asta este, pe scurt, ceea ce se întâmplă. În al doilea rând, voiam să tocmai citeam, pentru că de la Iași ne spunea domnul Balaniș, uitați, tocmai anunță DSP-ul că și-au întrerupt practic programul de lucru cu publicul, cu excepția urgențelor. Deci este o situație similară, cum vedem, am văzut și lunile, de fapt luna aceasta, am văzut că sunt spitale care nu mai reușesc să-și plătească salariile pentru doctor sau pentru personalul medical și în continuare nu înțeleg de ce, nu înțeleg nici până astăzi de ce nu s-a trimis bugetul în Parlament, de ce nu s-a făcut rectificarea bugetară, deja poate e tardiv să mai vorbim, că pentru prima dată în 30 de ani nu s-a făcut o rectificare bugetară, eu cred că e pentru a ascunde dezastrul în care ne aflăm. Și în al treilea rând, dacă se vrea cu adevărat o creștere a salariilor, lucrul ăsta se poate face foarte ușor prin măsura pe care USR a propus-o și pe care am văzut că domnul Ciolacu o tot verbalizează, dar n-am văzut-o înfăptuită niciodată, respectiv scăderea taxării pe muncă. Avem cea mai mare taxare a muncii din Europa. Nicăieri în țările civilizate din lumea asta nu este persecutată munca cum e în România, în care statul se ție efectiv jumătate aproape din banii pe care tu îi muncești. Nu este corect și lucrul ăsta nu se face prin creșterea salariului brut, ci prin scăderea taxării pe muncă. Dacă iarăși o să vină cu creștere pe salariu brut, nu o să se facă decât să se aducă o extra povară pe umerii antreprenorilor, care și așa sunt biciuiți. La câteva luni se cresc chiar taxele, de la 1 ianuarie urmează iar alte creșteri de taxe, deci lucrul ăsta nu o să facă decât să împovăreze activitatea economică din țara asta și să persecute în continuare inițiativa economică. Și voiam să mai spun ceva, pentru că mie chiar mi se pare incredibil, nu știu dacă ați văzut, probabil ați citit și dumneavoastră prin presă, ieri a fost numit în fruntea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Da? Deci instituția care gestionează bugetul enorm de 10 miliarde pe an, da? Pentru sănătatea românilor, majoritatea banilor pentru programe pe care românii beneficiază se duc prin casă, este un fost general SRI. Ce caută serviciile în fruntea sistemului de sănătate din țara asta? Ce caută acolo? Vreau și eu să înțeleg. Bun, imediat, domnule Balanișcu, doar să vă răspund la ce ați lansat mai devreme și la ce mi-ați spus legat de alte state care au avut o inflație mare la final de 2022 și au reușit să scadă până în prezent. Uitați, Estonia, de exemplu, în noiembrie 2022 avea o inflație de 21,4%. În luna noiembrie 2023, inflație de 4,1%. Letonia, în 2022, 21,7%, 1,1% în prezent. Lituania, 21,4% în noiembrie 2022, 2,3% în noiembrie 2023. E în regulă. Și uitați-vă la ceea ce înseamnă cotele de inflație în Germania, în Franța, în alte țări pe care tot timpul le apreciem și le vedem ca modele. Și dacă e, haideți să facem și un clasament din această perspectivă a procentului în care a scăzut inflația și o să vedeți că România nu stă pe penultimul loc. Deci de asta spun că lucrurile trebuie folosite cu aceeași măsură. Nu spune nimeni că nu mai avem pași de făcut înainte și îi facem în continuare, dar repet, nici nu trebuie dat deoparte ceea ce s-a reușit peste 7 puncte procentuale, mult mai mult decât 7 puncte procentuale, scăderea inflației între finalul anului 2022 și luna septembrie-octombrie anului 2023. Dacă comparăm cu datele de acum, cu atât mai mult vedem că trendul de inflație este descendent și o să reușim să ajungem la o inflație sub 5%. Iar revenind la câteva chestiuni... Vă rog, dreptul la replică, da. De doamna Stoica, prima chestiune, aș vrea să nu-mi răstălmăciți și să fiți atentă la ceea ce spun, pentru că nu am afirmat chestiuni legate de USR așa cum ați încercat. Dimpotrivă, am spus că nu vreau să invoc aceste chestiuni, ci am vorbit mai degrabă de asumare. Mă uit și v-am ascultat cu foarte mare atenție raportat la ceea ce ați spus legat de sistemul de sănătate și cum ați plâns de mila oamenilor din sistemul de sănătate. Dar în egală măsură mă uit
și văd toți românii faptul că ați avut un ministru al sănătății care astăzi este anchetat de DNA pentru pagube de peste 500 de mii de euro pentru achiziții de vaccinuri total eronate și greșite, care n-au făcut decât să ia bani din buzunarele românilor. Și mă uit și compar aceste chestiuni cu situația de acum și cu poziția dumneavoastră de acum, în care plânge sistemul de sănătate. Poate ar fi fost bine atunci când acest ministru USR anchetat actual de DNA ar fi, poate ar fi fost mai bine să-și facă treaba în momentul respectiv și nu se gândească la acele achiziții aberante de vaccin. Și poate dacă și-ar fi făcut treaba în momentul respectiv, astăzi n-am mai fi avut aceste probleme în sistemul de sănătate, astăzi în sistemul de sănătate ar fi fost deja creștere salariale făcute, lucruri pe care nu le-ați făcut când ați avut ministrul dumneavoastră, repet, anchetat de DNA în acest moment. Dacă îmi dați și mie dreptul la replică, eu am ascultat foarte clar ce a spus domnul Balanișcu și a spus, cu citez, că în guvernarea PNL-USR nu s-au mărit salariile profesorilor. Deci asta a spus că... Asta este realitatea. Nu e vorba de... Ați spus clar... Deci, în al doilea rând, este inacceptabil să acuzați un om că a făcut un prejudiciu cu vaccinul care se află în noi. Inclusiv eu m-am vaccinat de 3 ori. Acele 52 de milioane de vaccinuri achiziționate, nu s-ați vaccinat dumneavoastră? Considerate prejudiciu. Deci se iau în sistem paușal, cum îi place lui domnul Ciolacu să zică, da? Toate dozele de vaccin achiziționate de România se consideră prejudiciu. Chiar dacă oamenii s-au vaccinat cu ele, este sperant. Acum câteva zile a murit un copil de rujeolă de 7 ani nevaccinat. În al doilea rând, Vlad Voiculescu nu... de vaccinuri pe COVID. Lăsați-mă să vorbesc, că nu v-am întrebat. E vorba de ținea de vaccinare și de fapt că noi... Vă dau dreptul la replică, domnule Balanișcu, imediat. Să termine doamna Stoica ce are de spus. Bun. Deci, în al doilea rând, domnul Vlad Voiculescu sau orice alt ministru al sănătății nu a semnat niciun contract de achiziție, știți foarte bine, de achiziție pentru vaccinul COVID, ca să fie clar. Știți foarte bine că aceasta este o decizie pe care a luat-o domnul Iohannis în cadrul unui consiliu al Europei, după care domnul Câțu a fost cel care a angajat România în această achiziție și după care au fost persoane, printre care și colegul dumneavoastră, domnul Nazare, care a semnalat faptul că se cumpără mai mult decât este cazul. Dar nu e ca și cum România a făcut... Dar da, stați un pic, de fapt, hai să lămurim că sunt două persoane despre care se vorbește prea puțin. Domnul Baciu și acel angajat de la MAPN, persoane care au fost mandatate de către România în acel comitet de reprezentare la nivel european, unde erau toate statele membre reprezentate, ei erau cei care puteau să activeze acea clauză de opt-out vreme de 5 zile pentru a modifica numărul de doze și nu au făcut-o. Deci nu Vlad Voiculescu, niciun alt ministru al sănătății nu a făcut acest lucru și știți foarte bine. Bun, plus că mai e o chestiune apropo de... Imediat vă dau dreptul la replică, doar că aș vrea să mai adaug ceva și dacă doriți să răspundeți și la acest lucru, domnule Balanișcu. Plus că mai e o chestiune legată de câte doze au ajuns în țară și cât din acel miliard de euro a fost plătit de România către producătorii de vaccinuri, pentru că nu putem ancheta un prejudiciu care nu s-a produs încă, pentru că eu, din câte știu, România n-a plătit încă în integralitate acel miliard de euro. Vă rog, domnule Balanișcu. Păi, în primul rând, doamna Stoica nu a răspuns la chestiuni legate de sistemul de sănătate, creștere salariale și celelalte lucruri atunci când au avut ministru în funcție. A evitat, bineînțeles, acest subiect. De ce? Pentru că a fost zero. Ăsta a fost rezultatul acelui mandat. Iar raportat la această argumentare legată de vaccinuri, păi, știți cum? Cu jumătate de gură zâmbesc. Dumneavoastră ați spus că au fost achiziționate vaccinurile care sunt în noi. Nu, doamna Stoica, 52 de milioane de vaccinuri achiziționate în plus. Fetița mea are 8 ani de zile. Știe tabla înmulțirii până la un anumit ordin. Dacă înmulțește populația care trebuia să se vaccineze în România cu 3 doze, îi iese o cifră foarte simplă matematic. Nu 52 de milioane. Ministrul dumneavoastră, în plus, mai mult decât atât... Bun, să termine domnul Balanișcu ideea și imediat puteți să răspundeți, doamna Stoica, că nu se înțelege. E valabil pentru ambii invitați. Vă rog, domnule Balanișcu.
Văd, mai mult decât atât, văd că duceți responsabilitatea pe oricare altă persoană, mai puțin pe ministrul dumneavoastră. Și este o întrebare simplă și pertinentă pe care și-o pune orice român. Omul acela a fost ministrul sănătății în funcție. A fost de paie acolo sau a avut o menire foarte clară și un mandat foarte clar ca ministru al sănătății? Iar raportat la prejudiciu, eu am afirmat peste 500 de milioane de euro. Apropo de ce spuneați, de ce spuneați dumneavoastră, din ce spune doamna Stoica, înțeleg că contestă ceea ce DNA-ul a făcut public ca informații, la fel cum de fapt USR-ul a contestat instituția DNA-ului și prin vocea domnului Drul a spus că este un malpraxis juridic. Da? Deci, inclusiv am avut o reacție din partea celor din justiție de interferență, actul de justiție apropo de această declarație, la fel cum de fapt USR-ul a contestat și ANI în momentul când a început să o ancheteze pe doamna Clotid. Văd că atunci când USR-ul îi convine aceste instituții că anchetează oameni de la alte partide politice, instituțiile sunt foarte bune, în momentul când anchetează oameni din propriul partid și vedem că sunt dosare DNA pe rol, dintr-o dată instituția nu mai este bună sau legea nu este bună sau alții sunt responsabili. De asta spun tot timpul că politica trebuie făcută cu asumare și transparență. De aceea ajungem să avem o prezență scăzută la vot. Pentru că nu există o coerență din acest punct de vedere și nu există o asumare. Mergeți foarte simplu. Ați strigat atât de mult timp fără penali în funcții publice. Astăzi USR egal cu penali, dacă se poate și se poate. Uitați sectorul 1 și numai sectorul 1, că putem să discutăm și despre primarul de la Brașov și despre primarul de la Timișoara. Astăzi USR egal cu penali în funcții publice. Cum să vă mai creadă oamenii? Cum să mai aibă încredere în dumneavoastră? Iar știți care este problema mea? Pentru că aceste chestiuni se întâmplă și se decredibilizează întreaga clasă politică. Din punctul meu de vedere, soluția este simplă. Orice partid, în momentul în care are un membru care are o problemă certată, o problemă cu legea, acel partid trebuie să reacționeze în secunda 1. N-am văzut această chestiune din partea USR-ului, n-am văzut această chestiune din partea altor partide politice. Din partea PSD-ului, în schimb, am văzut aceste lucruri în ultimii ani de zile. Asumați-vă și faceți politică asumat. Nu vă luați apărarea colegilor care au probleme cu legea și nu faceți scut în jurul lor. Și n-ați răspuns, repet, încă o dată la întrebarea, când domnul userist Vlad Voiculescu a fost ministrul sănătății, ce ați făcut pentru oamenii din sistemul de sănătate? Cu ce i-ați ajutat? Ce mări de salarii ați făcut? Ce măsuri ați luat? Pentru că nu ați făcut aceste chestiuni. Zero au fost rezultatele dumneavoastră. Iar dacă veniți să argumentați faptul că n-ați fost decât 9 luni de zile la guvernare, vă aduc aminte că inclusiv în 9 luni de zile se pot face lucruri pe de o parte, pe de altă parte nu va da nimeni de la guvernare, dumneavoastră ați ales să ieșiți. Politica trebuie făcută cu asumare, chiar dacă nu vă înțelegeți cu partenerii de coaliție. Deci, vă rog, doamna Stoic. Văd că Partidul Hoților deschide gura și are tupeu să acuze alte partide unde nu există nici măcar un condamnat penal care avea probleme cu legea. Asta este scuza dumneavoastră, că nu mai aveți condamnat. O să-i aveți și pe aceștia, lăsați-o să desfășoare. Bun, să lăsăm pe doamna Stoica să vă răspundă. Legea fără penal în funcții publice, atât la nivel local, cât și la nivel parlamentar. Eu personal am făcut legea aia, este în vigoare astăzi și din 2024 nu vom mai exista nici măcar un condamnat penal, n-ar fi el de la PSD sau de la PNL, pentru că noi nu avem așa ceva, care să ocupe funcție publică în fruntea unei comunități sau mai rău în fruntea țării. Că e plin. Deci eu am o listă de 4 pagini de condamnați penali PSD și PNL, care dintre ei unii sunt chiar în funcție momentan. Avem oameni care fură cu porbagaj și tu să veniți și spuneți că niște persoane, în primul rând, repet, nu Vlad Voiculescu sau al ministrul al Sănătății s-au ocupat de achiziția de vaccinuri. Asta ca să fie clar. În al doilea rând, dumneavoastră, dacă ați avea un discurs responsabil despre vaccin, despre importanța vaccinării, nu ați mai propaga linia asta antivaccinistă, pentru că știți foarte bine că DNA consideră prejudiciu vaccinurile care se află în oameni. Despre asta vorbim. Faptul că s-au achiziționat mai multe doze la momentul respectiv, nu vă spuneați că nu aveți nicio fiecare medicală. România a achiziționat doze la fel. Este o medie europeană. Nu au luat mai multe sau mai puține. Se află la nivelul unei medii europene. Toate țările au luat mai multe decât era nevoie, pentru că nu se știa cât o să dureze pandemia, de câte doze va fi nevoie. S-a calculat greșit inițial numărul de oameni care pot fi vaccinați. Inițial ne-am raportat la 10 milioane, apoi s-au prins și s-au raportat la 17 milioane. Dar asta au făcut specialiștii din acel comitet de specialiști, de undeva ce ți-am minte făceau parte și domnul Rafila și domnul Cercel, amândoi de la PSD. Deci astea sunt niște decizii care eu cred că au fost bune la vremea respectivă. Nu că vreau eu să-l apăr pe domnul Rafila sau pe domnul Câțu, dar așa
s-a considerat la momentul respectiv și n-a considerat România sau, nu știu, i-a venit cuiva pe aici o idee creață. Astea sunt decizii pe care le-au luat toate statele membre UE. Toate au luat mai multe decât era nevoie, că nu se știa cât durează. Chiar și astăzi sunt țări care fac vaccinul doza 4, doza 5. În România problema n-a fost că s-au luat mai multe vaccinuri. Problema a fost eșecul acestei campanii de vaccinare gestionată de armată. Repet, armata și un angajat al MEAPN este cel care a semnat contractul de achiziție în numele României. Armata este cea care a apărat toată ziua la televizor, domnul Valeriu Gheorghiță, da? În frunte cu domnul Câțu, cu domnul Iohannis, erau cei care veneau și le spuneau cum să treabă cu vaccinarea, cei care ceau practic primirea vaccinurilor când ajungeau în țară. Haideți să nu ne prefacem acum că nu știm ce s-a întâmplat, da? Și știți foarte bine cine s-a ocupat de vaccinul și de achiziții, pentru că sunteți cu ei acum la guvernare. Bun, și ca să revenim, vă rog, doamna Stoica, la subiectul propus, v-a întrebat domnul Balanescu despre sistemul de sănătate și ce decizii au fost luate în timpul guvernării dumneavoastră, și în care făceați parte și dumneavoastră ca partid. Și mai departe de atât, aș vrea să ieșim din zona asta, ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, și să vedem ce se face acum și dacă vedeți justificate protestele angajaților din sănătate. Și la cum știți situația bugetară a țării, cum ar trebui să reacționeze guvernul? Adică care sunt soluțiile USR până la urmă? Pentru că am mai spus chestia asta, de la opoziție, atât eu cât și cei de acasă așteaptă o alternativă la propunerile celor aflați la putere. Dacă nu sunteți de acord sau sunt anumite critici la anumite măsuri anunțate de putere, iată ce propunem noi. Cum ar trebui dezamorsate bombele astea care se rostogolesc în sistemul bugetar? Le-am enumerat la început: polițiști în sănătate, grefieri, angajați din INS, DSP și așa mai departe, multe categorii de angajați. În primul rând, USR este cel care a făcut acest PNRR, da? Acest program care ne dă bani și soluții, că acolo sunt niște reforme pe care USR le-a scris atât pe sănătate cât și pe celelalte domenii. Deci vorbim acum inclusiv de legea salarizării, care este jalon în PNRR, chiar dacă e întârziată, unde se vorbește despre criterii de performanță, despre criterii de profesionalism pentru ocuparea funcțiilor publice și, da, despre creșteri salariale. Astea sunt lucruri făcute de USR în cele 7 luni în care a fost la guvernare, înainte să fie dat afară. În al doilea rând, Vlad Voiculescu este cel care în 2016 a crescut plata gărzilor la medici. Țin minte, pentru că eram atunci consilier onorific la ministru. Ați fost 7 luni, dar faceți referire la 2016. Păi da, vă fac. Am ați întrebat ce a făcut Voiculescu. Tocmai spuneți faptul că ați fost la guvernare mai mult de 7 luni de zile, de 9 luni de zile. Tocmai recunoașteți faptul că ați fost la guvernare. De fapt, guvernarea tehnocrată. Ați întrebat același Vlad Voiculescu. Ați luat măsuri. Nu mai avem foarte mult timp să o lăsăm pe... Nu mai avem foarte mult timp să o lăsăm pe doamna Stoica să răspundă, după care un drept scurt la replică, domnule Balanescu, vă rog. USR este cel care a băgat în PNRR cele mai mari investiții pe partea de infrastructură rutieră din toată Europa. Noi am inclus acolo bani pentru spitale regionale pe care, apropo, domnul Rafira le-a eliminat, da? Vă aduceți aminte că au fost tăiați din bani din PNRR pentru spitale. Am dus un profesionist la Casa Națională de Asigurări, nu un fost general în armată, da? Deci nu un domn care este în rezervă de la Serviciile Române de Informații, așa cum ați făcut dumneavoastră, că ați umplut toate instituțiile publice de persoane care sunt din servicii, care n-au ce căuta. De asta există o separare a puterilor în stat, de asta trebuie să ne controlăm unii pe alții, nu să există o acaparare a serviciilor în toate instituțiile publice. A deschis spitalele. El este cel care în perioada de pandemie, pentru că poate vrem să uităm acest lucru, multe dintre spitale nu mai ofereau tratament pacienților cronici, pentru că erau închise din cauza COVID-ului. 740 de milioane de euro a tăiat acum domnul Rafila de la spitale, bani pe care USR-i băgase în PNRR. Acest PNRR, care este singurul plan de țară pe care, coerent, pe termen mediu, pe care România l-a avut de 30 de ani încoace, este făcut de USR. Cum adică să veniți să-mi spuneți că nu avem noi soluții când le faceți și acum? Ceea ce faceți acum, banii pe care îi aveți din PNRR, reformele care trebuie făcute și programele pe care le puteți face, le faceți datorită USR-ului. Da, asta vă zic și eu. Într-adevăr, se fac anumite lucruri și din cauza sau datorită PNRR-ului. Da? Se fac anumiți pași. Însă, vedem realitatea, în timp ce se discută despre buget și despre noua lege a salarizării, tot mai multe categorii de salariați protestează. Care sunt soluțiile punctuale astăzi?
Cum ar trebui... Poftim? Singura soluție este o nouă lege a salarizării. Nu poți face creșteri salariale în funcție de cine țipă mai rău. Evident că toată lumea vrea salarii mai mari. Cu atât mai mult cu cât totul s-a scumpit în România, da? Avem creștere de 11%, vă spuneam mai devreme, doar aceasta. E normal că oamenii vor salarii mai mari, dar noi trebuie să facem ordine. Și lucrurile nu mai trebuie făcute haotic ca până acum. Domnule Balanișcu, 30 de secunde, că nu mai avem timp. Încerc după atâtea minute și aruncate minciuni, încerc în 30 de secunde. Deci tocmai doamna Stoica a recunoscut că n-au fost la guvernare doar 7 luni, 9 luni de zile, că de fapt în 7 sunt 9 și așa mai departe, făcând referire la ceea ce a făcut același Vlad Voiculescu, anchetat de DNA, în 2016 când a fost ministru. Deci ați fost de două ori la guvernare, dar tocmai ați recunoscut această chestiune. Vlad Voiculescu, care spuneți că a deschis spitalele. Domnul Vlad Voiculescu, același ministru, fost ministru USR, anchetat actualmente de DNA, spuneți că a deschis spitalele, dar nu spuneți, de fapt, cât le-a ținut închise până să ia decizia să fie deschise. Voiculescu închise. Tot dumneavoastră faceți referire la PNRR, de parcă banii respectivi ar fi meritul dumneavoastră. PNRR-ul funcționează în toate țările europene. Dumneavoastră ați picat în acea perioadă de timp în care a trebuit redactat acest document. Care acest document, pe ce parte se bazează pe niște strategii. Da, nu mai avem timp, din păcate. Și în momentul trecut, și acel PNR care a fost făcut de firmele de consultanță ale dumneavoastră, acel PNR în care ați trecut condiții care blocau pensiile românilor, cum este acel procent de 9,4 și alte trăsnei. Bun, nu mai avem timp, să știți, vine publicitatea peste noi. Negociem astfel încât să îndreptăm trăsneile scrise dumneavoastră în PNR. Bun. Puteți să creșteți pensiile azi fără să ajungeți la 9,4. Da, nu mai avem timp, din păcate trebuie să ieșim. Vă mulțumesc, doamna Stoica, domnule Balanișcu, vă mulțumesc pentru intervenții. Pauză, ne întoarcem. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Procurorii DNA Suceava fac percheziții la 92 de adrese din județele Botoșan și Iași într-un dosar care vizează fapte de corupție comise de funcționari publici la un spital în contextul fraudării unor concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Trei dintre descindere au loc la instituții publice, între care un spital și sediul Consiliului Județean Botoșan, iar o alta la sediul PSD. Botoșani. Situația îngrijorătoare în țară, unde tot mai mulți români regretă comunismul. Aproape 50% dintre subiecți cred că regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România, procentul fiind mai mare decât în urmă cu 10 ani, conform unui sondaj realizat de Inscop la comandanews.ro. De asemenea, peste 46% dintre români cred că înainte de 1989 se trăia mai bine comparativ cu situația din prezent. În opinia 48% dintre respondenți, regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România, în timp ce 42% sunt de părere contrară. Rata anuală a inflației a scăzut în luna noiembrie la 6,7%, de la puțin peste 8% în octombrie, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6,8% în noiembrie 2023 față de noiembrie 2022. Mărfurile nealimentare cu mai mult de 5%, iar serviciile cu peste 11%. Dintre mărfurile alimentare, cel mai mult s-au scumpit berea și peștele proaspăt, ambele cu peste 16%. Dintre mărfurile nealimentare, cel mai mult s-au scumpit detergenții cu 23,6%, energia electrică s-a ieftinit cu 11,5%, noiembrie 2023 față de noiembrie 2022. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat marțiară că extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toți. Întrebat dacă PNL va face vreo alianță sau vreo coaliție cu AUR, liderul formațiunii a afirmat sub nicio formă. Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți la Casa Albă, în conferința de presă comună cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, că președintele rus Vladimir Putin se bazează pe faptul că SUA nu va oferi sprijin Ucrainei
relatează CNN. Biden a anunțat un nou pachet de ajutor militar în valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis tot ce am discutat astăzi ne va ajuta în anul 2024. Am încheiat citatul. 50 de parlamentari de opoziție din Georgia s-au adresat NATO și statelor membre ale Uniunii Europene, cerând o poziție unitară în fața planului Rusiei de a stabili o bază navală permanentă în zona separatistă a Georgiei, Afazia, potrivit BBC. Un nou record de căldură în luna decembrie a fost înregistrat marți în Spania, la Malaga, în sudul Andalusiei. A fost înregistrat un vârf de 29,9 grade Celsius, potrivit Agenției Meteorologice Naționale Spaniole, citată de AFP. Continuăm cu sport. Ultimele meciuri ale anului din UEFA Champions League se văd în direct pe canalele Prima Sport, miercuri, începând cu ora 19:45. Partidele pot fi urmărite și pe site-ul primasport.ro în forma videotext, unde vor putea fi văzute toate fazele importante din meciuri, scrie primasport.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi, valabilă până joi la prânz în 14 județe din Banat, Crișana, Maramure și vestul și nordul Transilvaniei, unde se vor acumula cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat. În Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali este în vigoare un cod portocaliu de precipitații. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13 grade. Doamnelor, domnilor, Schengen în această oră. Discutăm despre extinderea spațiului Schengen. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă, și așteptăm răspunsurile. Cum ar trebui să gestioneze Comisia Europeană propunerea Austriei de a extinde spațiul aerian al Schengen, de a extinde doar zona aeriană? Pentru că, spune ministrul austriac de interne, acum este rândul Comisiei Europene, după ce ei au pus condițiile pe care le știm cu toții. O să dezbatem acest subiect, așteptăm răspunsurile dumneavoastră și vă așteptăm după o scurtă pauză. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și cum spuneam și înainte de pauză și cum am început și săptămâna, de altfel, discutăm despre spațiul Schengen și despre extinderea spațiului Schengen, cel puțin pe bucăți, așa, pe extinderea aeriană a spațiului Schengen, cred că e mai corect spus așa, pentru că au mai apărut între timp declarații, după ce duminică, cu foarte mult fast și cu iz optimist, așa, anunțau liderii politici ai României faptul că am spart gheața, asta a spus Marcel Ciolacu, am spart gheața, Austria și-a mai flexibilizat poziția, cel puțin pe zona asta aeriană, cum spuneam. De partea cealaltă, niște mesaje mai realiste vin din partea Bulgariei. Președintele Bulgariei a spus încă de la început, încă de duminică, în legătură cu condițiile puse de Austria, că le consideră inacceptabile. De asemenea, spune că România și Bulgaria, îndeplinind toate condițiile, ar trebui să adere în totalitate la spațiul Schengen, nu doar la partea aeriană. Între timp, liderii politici de la noi din țară și-au mai nuanțat declarațiile. Cătălin Predoiu spune, după discuțiile cu Austria, care a pus condiții pentru Air Schengen, că s-a creat o emoție că vom transfera în masă cetățeni sirieni sau afgani. Discuțiile rămân complicate, recunoaște Cătălin Predoiu. Însă aș vorbi puțin și de un termen spus de Cătălin Predoiu. Spune așa, toate discuțiile împreună cu colegi și din alte state membre care susțin negocierile sunt îndreptate tocmai în direcția de a obține un rezultat palpabil, concret, în luna decembrie și în anul 2023. Păi suntem pe 13 decembrie, domnule Predoiu, suntem cu un picior în 2024, să spunem așa. Nu știu cât de realist e termenul înaintat de dumneavoastră. Pentru început, alături de noi, Alexandru Lăzescu, analist de politică externă. Mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Am încercat să prezint în revistă ultimele evenimente de duminică și până astăzi. A fost un forum la Salzburg în care s-a discutat. Aș porni și v-aș întreba ce i-am întrebat și pe telespectatori. Legat de declarația ministrului austriac de interne după ce a prezentat acele condiții, spune acum este rândul Comisiei Europene să ia în calcul condițiile noastre și să ducă la un nivel mai înalt discuțiile de aderare la Air Schengen. Ce ar trebui să facă Comisia Europeană în momentul de față? Sau care sunt portițele pe care le are la dispoziție Comisia Europeană? Comisia Europeană care susține o extindere totală a spațiului Schengen, pentru că au spus în repetate rânduri că România și Bulgaria merită să facă parte din spațiul Schengen. Bun, ceea ce a dorit Austria și ceea ce ca și Olanda și Suedia pe partea cealaltă este să modifice legislația europeană și felul în care se comportă Uniunea Europeană vis-a-vis de migrație, că asta e principala problemă. Ceea ce a făcut acum Austria cu această chestiune cu Air Schengen, nu? Cam așa se cheamă, sigur, o mișcare relativ abilă, pe de-o parte, dă sentimentul că au fost destule presiuni, s-a discutat și despre anumite, sigur, ele au fost negate de presiuni din partea Statelor Unite și din alte, pot fi și alte interese legate de OMV, sigur, putem discuta. Adică Austria încearcă cumva să facă un fel de operațiune de PR, care nu costă foarte mult, adică ea rămâne în continuare cu o pârghie importantă în ceea ce privește posibilitatea de a presa Uniunea Europeană să schimbe lucrurile în direcția pe care am amintit-o anterior. În plus, Austria știe că anul viitor și deja pe măsură ce trece vremea, această chestiune legată de migrație devine tot mai consistent gestionată, dacă vreți, în plan politic. Am văzut Olanda, Suedia, alte țări sunt și nu numai, în Germania, în Franța, iată, Macron a pierdut un vot important în Parlament pe tema migrației. Deci știe că lucrurile vor deveni tot mai complicate, așa că nu pierde nimic. Din perspectiva României, aici, sigur, la nivel individual, știm cu toții că și eu am trecut prin anul, nu e foarte plăcut să treci pe căi, mă rog, speciale non-Schengen, dar din perspectiva țării, ca atare, a afacerilor, nu înseamnă mai nimic, pentru că principalul impact în ceea ce privește mediul de afaceri este legat de traficul terestru, nu de cel aerian. Repet, la nivel de indiviz, da, sigur, e, cumva ar putea fi o victorie, ceea ce încearcă într-un fel să obțină și PNL și PSD pe această direcție. Problema Schengen a devenit, sigur, e foarte privită emoțional, așa, din mai mult, nu numai din perspectivă economică, dar și în perspectiva asta de care ține de demnitate națională. Mă rog, e o problemă care se poate utiliza și care poate, ei speră, eu nu sunt așa de optimist, ei speră că va avea un anumit impact electoral. Ea are un impact în public, dar nu sunt foarte sigur că impactul electoral va fi unul important. Așa că suntem oarecum, și într-adevăr aici și eu m-am uitat la poziția Bulgariei. Bulgaria pare mai realistă și înțelege într-un fel jocul Austriei. Repet, la noi chestiunea trebuie privită din unghi electoral. Ea are, actuala putere are nevoie de ceva de care să agațe la nivel de promisiuni, de discurs, că Schengen nu a fost totdeauna un subiect foarte fierbinte. Dar, sigur, trebuie să fim prudenți. Nu atât problema, atât condiție. Dacă vă uitați la condițiile respective, ele sunt cu trimiteri generale la nivel de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, de fapt. Partea cealaltă legată de refugiați a explicat domnul Predoiu că, de fapt, se referă la cei care, mă rog, au venit prima dată în România și după aceea au ajuns ilegal în Austria. Deci n-ar fi niște numere consistente. Așa, poate formularea sună cum sună, dar n-ar fi neapărat acolo cea mai mare problemă. E clar că Austria își păstrează toate posibilitățile în a presa Bruxelles-ul să
în această direcție. Din rațiuni electorale și non-electorale. Există, dar până la urmă, în toată Europa există o mare nemulțumire legată de felul în care Bruxelles, în general, Uniunea Europeană, deci au gestionat această chestiune extrem de sensibilă și... Da, asta legat de migranți poate fi interpretată și pe modul în care a formulat ministrul austriac de interne când a dat acel interviu în presă. A spus așa: asumați-vă responsabilitatea pentru migranții care au sosit ilegal în Austria. Evident, e o propoziție, o frază care lasă loc de interpretări. Și bineînțeles că deja au apărut și pe la noi, prin spațiu public, tot felul de oameni sau tot felul de politicieni care se urcă pe subiectul acesta. Spune: domnule, Austria ne trimite migranții și așa mai departe. Bun, da, Austria nu, aici sigur trebuie lămurite lucruri. Austria nu trimite în general migranții care vin în Austria din țările respective. Discuția, din cât am înțeles, dacă sunt și alte lucruri, sigur, urmează să regândim toată această retorică. Dar în esență se referă la cei care au venit aici, din Bulgaria sau din România și au intrat după aceea, folosit, eu știu, prin Ungaria, prin alte portițe, în principal prin Ungaria, și aici sigur e o bună întrebare: de ce Austria nu e supărată pe Ungaria, nu? Dacă e să ne uităm pe chestiunea asta. Da, mă rog, bun, să trecem peste această chestiune, că la urma urmei mulți veneau și prin mai mulți. Pare că e ușor supărată și pe Ungaria asta, dacă putem interpreta așa condiția a doua, care spune: controle consolidate la frontierele terestre dintre Bulgaria și România, precum și dintre România și Ungaria. Deci, da, trimiterea în principal, sigur, o pune cumva în cărca noastră, în principal. Sigur că poți să întrebi și cu Ungaria, deși în principiu la intrare o responsabilitate importantă au ungurii, să zicem. Și noi în raport cu bulgarii, dar așa e, dar de fapt trimiterea nu e, e în principal către noi și către bulgari. Da, oricum am luat-o, e cert că chestiunea în sine, iată, creează, în loc să fie o soluție, creează de fapt foarte multe discuții, nu rezolvă, repet, cea mai importantă problemă, care e cea legată de mediul de afaceri, nu că aici avem pierderile și impactul cel mai consistent, și lasă chestiunea cumva în aer, chestiunea mare în aer, o lasă pentru anul viitor, când probabil vom avea, din multe puncte de vedere, o prezență politică în Parlamentul European mult mai dură din acest punct de vedere, așa arată toate sondajele din perspectiva imigrației, și sigur, în general, chestiunea asta va deveni chiar mai pregnantă și vom avea mai multe, posibil, o poziție mai substanțială la nivelul întregii Uniuni, și suntem prinși cumva la mijloc, pentru că pe de o parte în Uniunea Europeană există un pol de stânga, un pol de dreapta, care se mișcă în această direcție, și cumva România și Bulgaria sunt și ele parte din acest tip de abordare, care e conflictuală la urma urmei, iar pe de altă parte, sigur, am mai spus-o și cu alte prilejuri, nici nu există așa chiar un mare entuziasm nici la Bruxelles. Sigur că acum din cauza Ucrainei lucrurile arată puțin diferit, situația în Ucraina nici nu arată prea bine, e dorința asta de a încerca să o rezolv. Dar nu este un mare entuziasm pentru, și un mare sprijin așa la Bruxelles pentru a aduce România și Bulgaria în Schengen. Realist vorbind, când ar trebui să așteptăm o concretizare a extinderii Air Schengen? Pentru că spune Cătălin Predoiu, discuțiile se poartă ca decizia să fie luată în acest an, până la finalul acestui an.
Bun, cred că la un moment dat, nu-mi dau seama exact calendarul strict, la nivelul strict, mă rog, formal, așa, instituțional, ea s-a putea rezolva, pentru, repet, pentru Austria, dacă nu apare o altă dificultate legată de Olanda, că noi tot uităm de chestiunea cealaltă, nu? Olanda, în momentul ăsta, Olanda e într-o situație tranzitorie, nu? A câștigat Geert Wilders alegerile, dar nu e clar dacă va forma sau nu guvernul și nu e clar cum va reacționa, pentru că Geert Wilders a câștigat alegerile, în special pe perspectiva migrației. Deci trebuie să luăm în calcul și chestiunea asta, pentru că nu, chiar dacă vine Austria și merge cu chestiunea, de asta probabil, într-un fel, dacă e să se rezolve ceva, ar trebui să se întâmple cumva până la sfârșitul anului. Nu știu în ce măsură tehnic e posibil, că practic zile așa lucrătoare care să poată fi expandate sunt foarte puține. Mâine, poi mâine e Crăciunul și practic sărbătorile de sfârșit de an și nu văd, dar dacă e să se întâmple ceva, ar trebui să se întâmple acum, în speranța că în formula actuală Olanda nu va bloca accesul Bulgariei, ceea ce ar complica foarte mult lucrurile. Bun, acum rămâne de văzut, n-am văzut ce-i drept o poziție a Olandei. Dacă ați văzut vreo poziție a Olandei după anunțul Austriei, eu recunosc că n-am văzut. Nu, n-am văzut, dar cred că e și foarte greu în Olanda, care în momentul ăsta e într-o situație în care are un guvern care pur și simplu gestionează chestiunile curente, sunt negocieri care pot dura foarte mult. Olanda e o țară complicată, cu multe partide, deci coaliții. E adevărat că Geert Wilders a obținut 37 de mandate din 150, dar e departe de până la 76 de mandate sau câte trebuie acolo. E departe. Există discuții cu alte partide, deci cred că în momentul de față e și foarte greu. Mai degrabă mă aștept ca tocmai în această perioadă Olanda să fie cumva mai, mă rog, să rămână oarecum într-o zonă neutră, deși acolo, dacă nu greșesc, chestiunea asta trebuie decisă cumva în Parlament. Da, da, da. Păi cum a fost decisă... Cum a fost și până acum și atunci... Cum a fost decisă și în legătură cu aderarea României. La Bulgaria s-au blocat lucrurile în Parlament. Da, deci de aceea apar tot felul de lucruri. Deci n-am văzut nicio poziție și e interesant că nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar cred că în parte și datorită situației politice speciale din Olanda, în care suntem în acest moment. Așa că sunt cam multe necunoscute în această perioadă. Bun, o ultimă întrebare așa. În 2024, fiind un puternic an electoral, nu doar în România, 80% din populația lumii votează anul viitor, ne-am putea aștepta la extinderea totală a spațiului Schengen sau e foarte greu? Sunt foarte multe necunoscute și problema, repet, problema migrației, nu numai, uitați, și în Statele Unite. În momentul de față, ajutorul pentru Ucraina e în mare parte blocat datorită situației migrației pe granița de sud cu Mexicul, da? Deci în Europa lucrurile arată la fel de dramatic și de tensionat și dacă nu se rezolvă nimic pe această, chiar cu Air Schengen-ul ăsta, pe în următoarea perioadă foarte scurtă, cred că anul viitor va fi foarte complicat, pentru că decizii în acest fel, toate deciziile vor fi practic trecute prin filtrul costului electoral. Ori costul electoral, acum marea majoritate a populației din Europa, cu sigur cu anumite nuanțe, este pentru o schimbare dramatică, substanțială a politicii în ceea ce privește migrația. Și aici sunt mai multe aspecte. Pe de o parte, partea de blocaj, dacă vreți, a migranților care vin, și aici sunt discuții complicate și cu Turcia și cu cei care vin din nordul Africii, iar pe de altă parte, ce faci cu cei care, ați văzut că în Germania, cei care au, practic, li s-a rejectat dreptul de azil, dar rămân în continuare acolo. Și da, ce faci cu ei? Aici a fost și în Germania și asta a fost și în Franța, acum la ultimul vot din Parlamentul francez. Bun, vă mulțumesc, domnule Lăzescu, pentru intervenție.
Bun, mergem mai departe, doamnelor. Domnilor, ni se alătură Ionuț Stroie, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, și în curând ni se alătură și Oana Țoiu din partea USR. Domnule Stroie, bun găsit la Prima News. Bine v-am regăsit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Stroie, pare că ne bucurăm, sau dacă e să comentăm reacțiile din România față de reacțiile din Bulgaria, Bulgaria pare că privește lucrurile cu ceva mai mult realism. Bineînțeles, cel puțin reacțiile mega optimiste, cei drept, au venit din partea Partidului Social Democrat. Încă de duminică, liderul PNL, Nicolae Ciucă, era mai rezervat în declarații, cumva, adică erau niște declarații mai realiste față de acel "am spart gheața, suntem ca și în Schengen", practic. Spunea Nicolae Ciucă că încă se poartă discuții. Aș merge puțin pe ce a declarat Cătălin Predoiu, ministrul de interne. Spune că s-a creat într-adevăr o emoție vis-a-vis de condiția legată de migranții afgani și sirieni, dar că lucrurile sunt în continuare complicate. Totuși, domnia sa spune că așteaptă un rezultat până la finalul anului. Cât de realistă e dorința asta? Adică ne așteptăm măcar că pe partea cu aerul, partea aeriană, să aderăm până la finalul anului? Motive avem să fim optimiști. Iar declarația domnului Predoiu, din punctul meu de vedere, este cea mai responsabilă și cât se poate de realistă. Și spun asta pentru că consfințirea deciziei de acces în zona Schengen se face prin decizia Consiliului JAI, nu pe declarații publice. Chiar dacă aceste declarații publice au o notă extrem de optimistă, apropo de poziția extrem de favorabilă și flexibilă a Austriei, dar până nu avem o decizie a unui Consiliu JAI, care poate fi organizat în mod excepțional luna decembrie, e bine să nu desfacem încă șampania. Acum, există un anume entuziasm în România în legătură cu atingerea în spațiul Schengen, e absolut firesc. Dar bulgarii, din păcate, nu sunt în aceeași zonă de onorare a tuturor angajamentelor pe care l-au dat în raport cu acest demers. Și mai mult decât atât, hai să fim foarte realiști, Bulgaria se află pe ruta migrației către Europa de Vest. România nu. România cel mult poate fi considerată o țară de mic tranzit. Bulgaria, în schimb, pe zona Turcia, Macedonia de Nord, Serbia sau Slovenia, Croația, bineînțeles Austria, Germania, este o țară care a fost afectată de această migrație. Da? Acum, privind înapoi la interesele noastre, e absolut legitim și mă bucur că ministrul Predoiu, care, credeți-mă, lucrează, e un tip foarte modest, care lucrează la acest proiect de luni de zile. Eu cred că ministrul Predoiu știa foarte bine că acum o lună urmează o poziționare pozitivă din partea Austriei, asta e cu tot o altă discuție, face un apel către toți să nu confundăm dorințele, aspirațiile noastre legitime și speranțele cu, eu știu, deciziile sau promisiunile ferme pe care le vom avea în momentul când la Bruxelles, în Consiliul JAI, se va decide acest lucru. Eu cred că atât timp cât există aceste negocieri destul de intense din partea Bulgariei și la noi înțeleg că lucrurile sunt destul de clare, noi trebuie să privim foarte, foarte prudent și obiectiv situația în sine. Eu știu că ministrul nostru a discutat cu omologii săi din Austria și în marja forumului Salzburg organizat în Slovenia ieri și alaltăieri. Și cred că aceste discuții ale domnului Cătălin Predoiu vor lămuri și momentul când se va face. Decizia este, pe care o anticipăm, este una singură, care practic va cuprinde procesul etapizat, mai întâi probabil spațiul aerian, urmând ca terestru să se facă la câteva luni. Dar haideți să privim constructiv și cât se poate de obiectiv acest lucru, nu ca pe un dat, nu ca pe, eu știu, un mare eveniment care să genereze entuziasm mai mult decât ar trebui să. Bun, o salutăm și pe Oana Țoiu din partea USR. Mulțumesc, doamna Țoiu, că ați acceptat invitația.
Nu vă auzim, să știți. Nu știu dacă ați pornit microfonul. Vă auzim. Acum vă auzim. Domnule Stroie, vin tot la dumneavoastră că aș mai avea o întrebare, după care aș dori să comenteze doamna Țoiu dacă dorește să adauge sau să dea o replică la ce a spus. Aș vrea să vă întreb, vorbeam mai devreme cu analistul de politică externă, Alexandru Lăzescu, care spune că nu a văzut, și recunoșteam și eu acest lucru, că nu am văzut nicio poziție după anunțul Austriei, n-am văzut nicio poziție oficială sau măcar declarativă din partea Olandei. Și pare că uităm de această problemă. Olanda, care, ce-i drept, față de România nu s-a opus, dar față de Bulgaria discuția este cu totul alta. Noi suntem la pachet cu Bulgaria. Vedeți vreun risc ca până la urmă să-și flexibilizeze pozitiv poziția Austria, așa cum au anunțat, dar să ne lovim de Olanda? Nu, pentru că aș vrea să reamintesc faptul că din partea Olandei nu am primit felicitări. Felicitări, asta este cuvântul corect care a fost folosit. Olanda, de cursul anilor, știți bine, a fost un contestatar al României, iar aceste felicitări pentru modul în care ne-am onorat toate angajamentele, printre confirme faptul că Olanda este de partea României și cu siguranță nu se va opune. Până la urmă, în poziția Olandei sunt evidențiate nu numai aspectele tehnice, apropo de procesele, sistemul, personalul, echipamentele, soft folosit. Dar știți foarte bine, Olanda era extrem de sensibilă și la mecanismul de monitorizare și verificare în zona justiției ridicat de Comisia Europeană anul trecut pentru România. Și la fel, toate aceste lucruri au fost apreciate de echipele de inspecție, din care, atenție, a făcut parte și olandezi. Așa că nu văd niciun fel de posibilitate să mai avem vreo reținere. Da, Olanda nu s-a opus României, însă dacă ne uităm pe strict pe votul din decembrie 2022, per total, votul a fost împotriva extinderii spațiului Schengen. Ok, din perspectiva Bulgariei, aveau anumite mențiuni la adresa Bulgariei, dar noi fiind la pachet, în definitiv, votul este tot unul negativ, care ne lovește și pe noi. De acord cu dumneavoastră, și mi-ar plăcea să se întâmple chiar așa, că noi vom fi pentru Bulgaria de data asta un sprijin și un ajutor. În sensul că aspectele pozitive ale solicitării noastre vor atrage o decizie favorabilă și pentru Bulgaria, care, eu știu, înțeleg că mai are ceva puncte de onorat din ceea ce înseamnă angajamente în raport cu acest demers. Așa că cred că de data asta lucrurile vor fi diferite, în sensul că nu vom mai fi noi afectați de anumite lucruri pe care bulgarii încă nu le-au atins, ci invers. Îi vom motiva noi suplimentar, urmând ca decizia, din punctul meu de vedere, să consfințească pasul ăsta extrem de important. Până la urmă, să știți, nu numai Consiliul Jai, e un subiect care poate să intre și pe agenda Consiliului European, apropo de importanța lui. E un subiect care privește nu numai țările membre, ci și instituțiile europene, care cu toate s-au pronunțat favorabil în ceea ce privește demersul nostru. Chiar dacă e un demers comun, eu cred că până la urmă lucrurile vor fi lămurite și bulgarii vor profita, cu ghilimele de rigoare, de pe urma angajamentului atâtor țări și instituții europene în favoarea României. Bun, doamna Țoiu, vă rog un comentariu vis-a-vis de ce s-a declarat în ultima perioadă vis-a-vis de Schengen, pentru că n-am apucat să discut cu dumneavoastră pe tema aceasta. Și aceeași întrebare și pentru dumneavoastră vis-a-vis de Olanda. Cum vedeți lucrurile? Trebuie să menționăm că în Olanda e și o situație dificilă acolo internă, da? De ordin politic. Încă se poartă niște bătălii politice puternice în Olanda. Schengen este extrem de important pentru România, fie de peste 10 miliarde de euro anual, pentru că a fost tratată politic aderarea în anii în care noi avem îndeplinite criteriile tehnice, sunt peste 16 ani de când avem asta deja îndeplinit. Din păcate, această fereastră în care am fi putut să intrăm în Schengen pentru că românii și România meritau asta de mult, se îngustează. Domnul Stroie menționează că trebuie să fie pe agenda Consiliului European.
și nu sunt în dezacord cu dumnealui, dar îi amintesc că președintele Iohannis este cel care s-a detașat de acest rol pe care l-aș fi putut avea, spunând că nu își mai permite nimeni un eșec la nivel european și să se trașeze în Consiliul JAI. Consiliul JAI în care România a decis să nu se pună la vot pe 5 decembrie. E drept că nici nu avea voturile necesare. În ceea ce privește Olanda, e adevărat că atâta timp cât l-am avut acolo pe Mark Rutte, care aș fi fost coleg cu noi, și când spun noi, mă refer la grupul de europarlamentar USR în liniu și acolo au fost făcute eforturi de europarlamentar mult timp ca să ajungem la poziția Olandei, pe care a avut-o Mark Rutte, de a susține aderarea României la Schengen. Și este de fapt și meritul românilor din Olanda și meritul românilor care lucrează pentru companii olandeze aici și au putut practic să pună împreună presiunea necesară. Nu înseamnă că asta va fi poziția viitoare Olandei, pentru că extrema dreaptă câștigă acolo și acum practic sunt în negocieri pentru formarea unui nou guvern, iar Wilders, liderul partidului de extrem dreapta, este exact aceeași persoană care în 2013, înainte ca România să capete drept, ca românii să capete drept de muncă în Olanda, protesta în fața ambasadei de la Haga cu un semn de interzis, un semn de circulație auto, cu interzis scris în olandeză și în limba română, protesta împotriva românilor la acea vreme cu drept pe care noi deja îl câștigasem prin aderare și urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Domnul Geert Wilders, de altfel, a fost invitat la exact același congres în privirea extremiștilor, unde s-a dus triumfalist și liderul partidului AUR, asta ca să ne dăm seama cam cât de mult rău poate fac acest partid românilor din diaspora, drumând România în afara UE și asociindu-se cu astfel de personaje, pentru că Geert Wilders a fost invitat de onoare acolo și a trimis un mesaj video. Deci vorbim de un posibil val la nivelul întregii Uniunii Europene. Austria are aceeași presiune internă pentru alegerile interne. Sunt niște poziții aberante în care acestor țări, dacă supun intrării României în Schengen, pentru că a fi membri împreună în Uniunea Europeană înseamnă că trebuie să avem același loc la masă, aceleași drepturi și deja este uriașă nedreptate care se face românilor, dar trebuie să spunem că și niște negocieri ratate de persoanele pe care guvernul România a decis să le trimită. Vă reamintesc scandalul în care un fost colegi de bancă al domnului Bode trimis la multe din aceste conversații tehnice la Bruxelles, a fost prins în timp ce scrie casă literă exact la o masă de lucruri din pe acest subiect. Recentul eșec în care urmărit de toată lumea, nu primarul Cherecheș și a reușit să iasă de la vamă cu buletinul Bărului, după ce deja au fost plătite milioane de euro în întărirea vămilor, după ce deja guvernul și-a creat spații să angajeze încă 300 de persoane adiționale pentru vămi, iată că se întâmplă aceste lucruri în continuare, evident că ele nu sunt absolut deloc în avantajul României. Și o altă mare greșeală premierului Ciolacu, și trebuie să spun asta, pentru că este că îl hrănește acest val extremist, inclusiv islamofob. Care e poziția dumnealui față de cerința Austriei ca mai mulți dintre migranți afgani și sirieni să fie preluați de România. Replica dumnealui că n-a întâlnit afgani și sirieni care să dorească să vină în România, pentru că a jignit trei popoare într-o singură propoziție. Este și cum se poate de amuzantă, pentru că prietenia domnului Ciolacu cu teroristul Tomas Haitandu, regine siriană, este cât se poate de cunoscută publicului larg din ședințele lor comune de bună soară. De ce a ales să hrănească acest val extrem pe care se urcă acum AUR nejustificat? Nu pot îmi dau seama decât dacă hrănește în continuare cu schism acești oameni care vrea să ajungă cu AUR în turul 2 la prezidenția. Prin un mod cu care va face rău rostnică, dacă nu o primă. Dar credeți în varianta asta să aderăm cu spațiul aerian până la finalul anului, așa cum spune domnul Predoiu, că se lucrează sau se discută în acest sens? Și spunea domnul Stroie mai devreme că la câteva luni după aderarea asta putem spera și la aderarea terestră. Premierul bulgar, în fața exact aceleiași vești, a ieșit public cu o declarație extrem de critică, spunând că este absurd ca bulgarilor să le se impună regulile adiționale față de cele pe care le-au respectat deja toate celelalte țări. Premierul Ciolacu pare că vrea foarte mult să facă dintr-un eșec să pară o victorie. Nu la coada la avion se pierd cele 10 miliarde de euro, nu acolo să vedem din nou miile de familii de români care o să facă coada la graniță să se întoarcă în țara lor pentru sărbători, să-și vadă părinții și coada înapoi să se întoarcă în țările unde au ales să muncească. România are
5.400.000 de români în diaspora, adică 4 milioane sunt în Uniunea Europeană și sunt afectați și personal, nu doar la nivel economic. De asta, afacerile din România ar fi avut uriașă nevoie să nu mai pierdă acești timp care se transformă în bani la graniță și niciuna dintre aceste două dezavantaje nu sunt practic compensate doar de NRN. Mai mult decât atât, un dezavantaj pe care asta îl va crea este că va reduce presiunea care există acum și la nivelul conversațiilor, la nivelul statelor Uniunii Europene și publică pentru Austria și, mă rog, dacă vorbim de pachetul cu Bulgaria și Olanda, schimbă poziția și pentru aceasta. E un lucru rău în sine, dar se acceptă o pirimitură în locul unui drept pe care România ar trebui să îl aibă, cu cerințe adiționale. Și în ceea ce privește investiții adiționale la graniță și în ceea ce privește cota de migrări. Bun. Pe final, spuneați de Lucian Bode, acum în funcție Cătălin Predoiu, ministru PNL. În cazul unui succes, cine își va asuma succesul acesta? Pentru că părerile sunt împărțite. Discutam la începutul săptămânii cu un reprezentant PNL, spunea, domnule, ministru de externe de liberal, ministru de interne liberal, nu menționa nimeni de premierul Marcel Ciolacu, social-democrat, de exemplu. Pe de altă parte, ar fi poate un câștig, pentru că ne uităm pe sondajele eșecului de la finalul anului trecut. Principalul vinovat era văzut președintele Klaus Iohannis. Ar fi un câștig pentru acesta? Eu am văzut în ultima vreme politicieni de la guvernare prezentând ca succes și eșecurile pe care le-au. Așa că tot ce pot să fac este să sper la un succes real și cum se împarte lauda pe el e cea mai mică problemă a României. Problema mare pe care o avem este că, în special după alegerile din Olanda cu acest nou lider al extremei dreapta, care a fost o oportunitate care era extrem de bună pentru România, a fost irosită într-un mod de neînțeles. Vă reamintesc că premierul Austriei venise în România cu câteva zile, poate o săptămână, două, înainte să declare că se împotrivește accesului României la Schengen și oficialii români toți de mână se lăudau cu vizita premierului Austriei și spuneau că au încredere în pozitia Austriei pentru sprijinul României la Schengen. Faptul că toate canalele diplomatice au fost, iată, atât de nepotrivit folosite încât România să aibă declarații oficiale triumfaliste cu zile înainte să se trezească în fața unui refuz oficial nejustificat tehnic nișcu, s-ar putea să fie rosit fereastră de oportunitate în care România avea cea mai bună cale de a intra în Schengen. Dar e o luptă la care nu trebuie să renunțăm. Colegii mei au fost de altfel chiar în Austria cu partenerii noștri din grupul Renew. Facem și proteste pe stradă acolo. Da. Pentru a am văzut, da. S-a intrat la televiziunea germană din Austria, de limba germană din Austria, ca să spună ca etnic german în limba pe care o înțelege acest popor de ce este complet nedrept, ce s-a întâmplat la Timișoara ca capitală culturală europeană, funcționează și în rolul de ambasador peste tot în lume, inclusiv în fața austriecilor. Da. Nu știu ce președintele Iohannis însă alege să nu folosească totuși rolul pe care l-are puterea și influența pe care ar trebui să o aibă ca președinte să ducă conversația asta mai departe. Bun, aici ar fi putut să răspundă domnul Stroie, însă a trebuit să fugă, urmează o conferință de presă a Partidului Național Liberal, fiind purtătorul de cuvânt, evident, a fost necesară prezența dumnealui acolo. Cu asta încheiem, vă mulțumesc, doamna Țoiu, pentru intervenție, îi mulțumesc și domnului Stroie pentru cât a fost alături de noi și domnului Lăzescu. Vă mulțumesc pentru atenție, dumneavoastră celor de acasă, ne revedem mâine la ora 12, numai bine! Program disponibil pe primaplay.ro.